alert, percheziții masive ale DICOT, o grupare de traficanți de droguri inițiat de un jandarm a fost destructurat. O grupare de traficanți de droguri inițiat de un jandarm din județul Bihor a fost destructurat în urma unor percheziții efectuate, miercuri, de procurorii DICOT sublinierei oficeri de poliție judiciar din cadrul Brigzii de combatere a criminalității organizate Oradea, 16 suspecți fiind condus sublinierei la audieri. Potrivit unui comunicat al DICOT transmis Agerpres, grupul infracțional organizat era specializat în sevâr sublinierea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc sublinierei operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. În fapt s-a reținut ce la nivelul județului Bihor s-a constituit un grup infracțional organizat, inițiat de către un suspect, jandarm în cadrul IJJ Bihor, care începând cu anul 2014 a fost principalul furnizor de substanțe psihoactive, pe care le-a comercializat atât în gros, sub formă de pulbere pentru stropit, cât sublinierei în detail, sub formă de materie vegetal gata preparat, către mai mulți traficanți de astfel de substanțe de pe raza municipiului Oradea, se precizează în comunicat. Conform aceleia sublinierei surse, Andor Tot, inițiatorul grupului, a fost prins un flagrant marci, în timp ce comercializa 50 de pastile ecstasy contra sumei de 3000 de lei. În cursul zilei de miercuri s-au des subliniere urat 13 percheziții domiciliare, în urma cărora s-au descoperit substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, atât sub formă de pulbere, cât sublinierei sub formă de materie vegetală. După finalizarea descinderilor, la sediul Serviciului Teritorial Oradea al DICOT au fost condus sublinierei 16 suspecți, în vederea audierii.